ani de la puterea dragostei și iubita lui, Florentina, au fost la un pas de tragedie, după ce au rămas fără frâne la mașină. Dezvăluiri șocante. Livian de la puterea dragostei și noua lui iubită, Florentina, au fost la un pas de moarte în urmă cu câteva zile. Fostul concurent al emisiunii din Turcia a povestit într-un vlog cum au rămas fără frâne. Livian și iubita lui au rămas fără frâne la mașină. Norocul lor a fost că și-au dat seama la timp că este ceva în neregulă cu mașina tinerei, în momentul în care s-a aprins un beculeț roșu la bord. Cu toate astea, cei doi au riscat puțin, mai ales că din spusele tânărului, ei se aflau pe autostradă, iar Florentina a pus o frână periculoasă, după ce le-a apărut un tir în față. Din fericire, lucrurile nu au scăpat de sub control, iar tragedia a putut fi evitată. Imediat după, cei doi îndrăgostiți au mers direct la un atelier auto pentru a-și pune la punct autoturismul. Ajunși acolo, Livian a rămas uimit când a văzut cum arătau plăcuțele de frână. Livian, pas important alături de Florentina, iubita lui. Mai mult decât atât, el i-a sfătuit pe toți cei care îl urmăresc să fie foarte atenți și să-și verifice frânele, pentru că nu e de joacă cu așa ceva. Fostul concurent de la puterea dragostei s-a speriat după ce a realizat ce se putea întâmpla din cauza unei neatenții, care l-ar fi putut costa scump, și nu doar pe el, ci și pe iubita lui, căci mașina era a ei. Am pus o frână periculoasă pe autostradă, de... S-a băgat un tir în față și a pus o frână. Florentina, de mă mir cum de nu a crăpat atunci, că era și pe roșu. Nu e de joacă. Verificați-vă frânele. Uitați ce bine că am venit, a spus Livian într-un vlog recent.